make them bounce. Salutare dragi prieteni și bine ați venit la un nou episod din cariera noastră cu Steaua București. Înainte să începem, nu uitați să lăsați un like dacă susțineți în continuare seria noastră și vreți să ne motivați să continuăm cu ea. Avem dubla cu Manchester City din optimile Europa League, acolo unde vom câștiga să obținem o mare performanță și să ne calificăm mai departe. Ne uităm aici la squad reports, Leon Philip este în creștere, la fel și Lookin, mai ales Ayhan în formă foarte, foarte bună, Can Ayhan, de când a venit la noi, am făcut afacere bună cu el, zic eu, Toșca, Prepeliță, până acum toți sunt în forme foarte bune, la fel și Kipciu, chiar și Adipoba, deși nu are o morală foarte bun, în creștere și Stanciu, în formă excelentă, dar nu este în creștere acest Villalba, jucătorii stau chiar bine, i-am jucat pe toți și să mă scuzați dacă nu pot să vorbesc atât de tare, este trecut de 12 noaptea și puteți să mă înțelegeți și pe mine. Cum spuneam, dubla cu Manchester City, primul meci este pe terenul englezilor și vom încerca să facem o performanță cât de mare putem. Fernando are spațiu pe flancul stâng, Fernando, Prepeliță, îl oprește foarte bine, nici vorbă de faul la intervenția lui Prepeliță, dar Stelianu Filip greșește grav, pasa Aturei, aia nu trebuia să lăsăm, ocazie foarte mare pentru Manchester City, avută de Bonny Wilfried. Wilfried Bonny, încă o dată în care un nostru oprit, de această dată de Lookin, în două rânduri oprit a fost Bonny, prima dată de Arlausi, se acum de Lookin și acum un contraatac cu Andy Popa în prim plan la 1 cu Pablo Zabaleta. Andy Popa trece elegant de Zabaleta pentru Checo Villalba. Nicușor Stanciu a încercat să strecoare balonul care trebuia să ajungă la unul din jucătorii noștri, însă a fost interceptat și acum James Milner. Miller în penultima etapă a reușit să marcheze pentru Manchester City potriva celor de la Swansea. Fernando acum pentru același James Milner. Toșca vine în fața lui, dar nu reușește să-l oprească. Wilfried Bonny are încă o ocazie uriașă pentru City de a deschide scorul, dar foarte bine Arlauskis ne salvează. A fost poate cel mai bun jucător al nostru în acest sezon, Arlauskis. Iată pe micul Checo Villalba, a pus om la bar acolo și și-a făcut treaba foarte bine. Acum Adipopa se duce de unul singur, îl are în față pe Mangala și acesta îl deposedează foarte, foarte ușor. Clichy convinge în careul la Milner, este în careul nostru foarte periculos, Milner se întoarce, Milner, centrarea pentru Bonny este deviată până la Nasri, care îl învinge pe Arlauskis. 1-0 pentru City, acest joc al nostru, al șanselor, nu a rezistat foarte mult în fața vulturilor albaștri. Ne marchează în minutul 24 la a treia ocazie importantă, acum Stanciu se enervează, Stanciu, gol! Senzațional marcat de Nicușor Stanciu, este 1-1, restabilim egalitatea la prima noastră ocazie. Nicușor Stanciu cu primul nostru șut reușește să marcheze un gol senzațional. Cât de bine și-a făcut mingea pe șut și șutul său nu îl iartă pe portarul Joe Hart. Nicușor Stanciu reușește să marcheze un gol de generic, golul cu care egalăm împotriva celor de la City. Un gol foarte bun, foarte vital pentru noi în deplasare. Ne-ar prinde bine un rezultat de egalitate în deplasare, mai ales că am reușit să și marcăm. Silva a trecut cu ușurință, Silva centrează periculos la prima bară. Wilfried Bonny nu ne dă nici pic... Nu ne lasă nici pic de respiro, niciun moment de respiro, scăpat liber acolo Bonny, nu îl iartă cu capul pe Arlauskis, are talie mare, e un jucător mai pătrățos așa ca talie Bonny, acum Stanciu încearcă să treacă acolo, dar este oprit de un jucător foarte defensiv și iarăși foarte puternic Turei, aia recuperarea lui Checo Villalba, iată viteza lui Villalba, Villalba lasă mulți adversari în spate și obține cornerul, bun așa. Tot el vine acolo la colț, altcineva, cine ar putea să vină, Villalba e în careu, Checo Villalba oprit și din nou corner pentru noi. Este bine că suntem în continuare la poarta adversarilor noștri, englezii clar favoriți în această partidă, Checo centrează foarte, foarte modest, Checo în zonă centrală. Piticul porno, pasă ușoară la Lucian Filip, la finipelezul Filip, convinge în careu, Clichy reușește să scoată balonul, se luptă foarte bine Stelianu Filip, centrează foarte bine încă o dată la Stanciu care a avut o șansă de a face dubla, dar asta nu s-a întâmplat și prima repriză s-a încheiat.
cu scorul de 2-1, din păcate pentru cei de la Manchester City. Începem să repriza a doua și încercăm să atacăm la poarta adversă. Este Stanciu acum, Stanciu cu un șut bun, Willy Caballero îl oprește pe Stanciu, surprinzător preferat de Pellegrini Caballero în această partidă în locul lui Hart. Kipciu nu trece de Zabaleta, mingea revine la noi, este Adi Popa. Nu prea s-a văzut Kipciu pe teren, să vedem pe Prepeliță unde a scos mingea asta. Prepeliță în măs a scos-o de unde a venit. Jesus Navas, vine Filip în fața lui Navas, încearcă să-l oprească și reușește Lucian Filip pentru Toșca. Acum Toșca încearcă să ajute ofensiva, pasează la Stanciu. Stanciu, cel mai activ om al nostru în joc și poate chiar omul meciului, un meci foarte slab cu jucătorii noștri. Checo Vilalva pentru Kipciu, pasă genială la Prepeliță, gol! Prepeliță 2-2! Marchează Andrei Prepeliță. Au inversat aici rolurile Prepeliță și cu Kipciu. Kipciu a fost cel cu pasta decisivă, iar Prepeliță cu finalizarea. Eu zic că ar fi trebuit să fie invertare. Foarte bine și așa pentru noi. Preluare foarte bună și șut din prima cu care îl învinge pe Caballero. Este 2-2, reușim să egalăm pe cei de la Manchester City. Și mai sunt 20 de minute de joc. Să vedem dacă vom putea, dacă vom mai putea face ceva. Silva pentru Ture Iaia. Iaia mai departe la Zabaleta, încercăm să facem pressing, suntem aproape cu toată echipa în careul nostru, centrare periculoasă, Aihan este acolo, nu era Luki, încercarea a respins și acum Checo Vilalva are decât un adversar în față, trebuie să se îndrepte spre poartă, Vilalva a fost așteptat acolo de Company, a mușcat Momeala. Suntem pe finalul meciului, iată acolo pe jucătorul lui City, era în offside cât se poate, care era chiar și în spatele lui Arlauskis. Acum Kipciu pentru Vilalva, să vedem dacă va reuși să treacă de această dată. Vilalva alege o pasă foarte bună la Kipciu. Kipciu un alun cu Company, centrează Kipciu, Clichy și Company reușesc să-l oprească acolo pe jucătorul nostru. Și așteptăm cu toții finalul meciului, pentru că nu știm dacă mai putem să ne ținem la același nivel cu cei de la Manchester City. Foarte, foarte greu pe terenul lor. Cât pe ce să recuperăm acolo. David Silva încearcă să se ducă pe atac. Fernando pentru Jesus Navas, mai departe la Mangala. Excelent Lukin, scoate pentru moment pericolul. Ia, ce pas a putut să dea acolo pentru Fernando. Norocul este de partea noastră aici. Fernando a tras pe lângă minge, greșim foarte rău. Nu se poate, Lukin trebuie să recupereze acolo, dar nu o face Fernando. Periculos Fernando pentru Jovetic. Mai departe la Navas, șuta lui Navas apărat de Arlauskis. Parcă în ultimul moment, un reflex pur al lui Arlauskis ne salvează. Am trăit periculos pe final. Meciul a fost și de la City și anume Company, dar Vilalva a avut notă mai mare decât Company, 8,3. Noi am reușit să facem un egal, să scoatem un egal pe terenul la Manchester City. Selecțiile la națională, astea sunt toate, altele nu putem face, trebuie să schimbăm pe terase. Nu cred. E accidentat și trebuie să schimbăm, mă. Păi bagă-l pe Pap. Dar Pap l-am vândut cumva? Nici nu. Asta e accidentat. Da, avem foarte multe lipsuri în apărare. Dar se descurcă bine și Lukin. Meci pe terenul nostru cu Ceahlăul. Îl vom simula pentru că urmează meciul împotriva celor de la City, returul unde trebuie să jucăm foarte bine, cât de bine putem. A revenit Pap. A revenit Pap în locul lui Lukin, dar îl vom lăsa pe Lukin acum. O, serios, îl bat și pe Lupu. Lupu râpă. O echipă de rezerve împotriva celor de la Ceahlăul Piatra Neamț și să vedem dacă ne vom descurca, dar fundașii noștri centrale au rămas. Și Paten cu 2-0, o dublă a lui Neagu. Trimis în primul 11, Neagu își face treaba așa cum trebuie, o dublă cu care ne-a adus victoria în clasament. Să pariem pe un player, dar pe cine? Nu, stați să facem echipa și apoi vom parea și pe un player. Vilalva îl băgăm înapoi, Stanciu pe această poziție de spate al vârfului, de împingător al vârfului. Aici vine Adi Popa, Adi Popa vine pe stânga. Da, dar e obosit, așa e. Poate îl preferam pe Filip, pe Stelianu Filip, care este mai fresh, să spunem. Și îl lăsam în dreapta pe râpă și în stânga îl băgam pe Toșca. Dar și Aihan e foarte obosit, ar trebui să schimbăm cu
O să lăsăm așa, o să lăsăm așa pentru că sunt cei mai buni jucători ai noștri și avem nevoie de ei împotriva Vulturilor Albaștri. Un meci pe terenul nostru cu jucători destul de obosiți. Să pariem pe Villalba. Vom paria pe el, știm că poate face ceva, a jucat foarte bine meciul cu City, merita un gol, poate îl va da acum pe cel al calificării. Silva 1-1 cu Paul Pap, revenit în primul 11, Pap reușește să-l deposedeze, dar greșește acolo cu un călcâi aiurea, s-a hazardat Paul Pap. Fernando, Filip, cât pe ce să recupereze, a fost un duel între doi mijlocași foarte defensivi, Fernando și Filip, pas acum pentru Turea, ia, Filip reușește să scoată, dar din păcate, după o greșeală uriașă, Boni ne marchează. Iată greșeala lui Filip, îi pune, îi așează mingea perfect lui Boni și acesta îl învinge pe Arlauskis. Este 3-2 pentru Manchester City la general. Trebuie să revenim, trebuie să facem o minune. Știm că putem asta, avem un lot, valoros, era să zic fabulos, dar nici chiar așa. City are un lot fabulos, centrarea lui Boni, cum a centrat acolo în ultimul moment. A ținut mingea teren și a centrat Fernando. Încearcă o execuție de mare finețe, dar balonul din fericire se duce peste poarta lui Arlauskis și rămânem în meci. Villalba de unul singur se duce către careu, este oprit pentru moment de Zabaleta. Checo Villalba centrează bine, clișii, să vedem acum pe Kipciu. Apără Caballero, poarta el, goală, gol, Stanciu. Gol marcat de Nicușor Stanciu, este 1-1. O învălmășeală aici în careul lui City, șutul lui Kipciu a fost respins de Caballero, poarta a rămas goală, iar Stanciu reușește să marcheze și în acest retur împotriva celor de la City. Stanciu de când a venit, este, de când a reintrat în primul 11, este într-o formă foarte bună. Avem, este 3-3 la general, 1-1 în acest meci și avem șanse egale de acum, la fel și noi și cei de la Manchester City, și vom încerca să fructificăm șansele noastre pe care le avem. Nasri cu o minge pentru David Silva, balonul este în aut, aruncare de la margine pentru noi. Clișii centrează periculos, Boni cu capul pe lângă poarta lui Arlauskis. S-a cerut acolo și un fault de cei de la City, dar oricum Boni șutase deja, a trimisese spre poartă, o ocazie mare pentru Manchester City de a reveni în avantaj, însă noi am avut puțină șansă la această fază. 1-1 continuare scorul, iar City trece la un joc de posesie, un joc constructiv. Noi trebuie să fim atenți în apărare și dacă vom putea pe contraatac să fim foarte inspirați. Greșeala acolo lui Prepeliț, acum Turea ia pentru Boni, Pap recuperează foarte bine și acum Filip. Lucian Filip cu o pasă pe jos, o pasă lungă la firul ierbii pentru Checo Villalba, pentru viteza lui Villalba. Balonul a fost însă interceptat de Mangala, acum Filip pentru Kipciu. Kipciu se duce de unul singur, are viteză Kipciu. Kipciu încearcă să treacă de clișii, dar nu reușește acest lucru. Filip cât pe ce să recupereze. Fernando centrează periculos pentru Boni, încă o lovitură de cap a ivorianului Wilfried Boni și așa se termină prima repriză cu mare suspans la poarta noastră, însă norocul a fost de partea noastră în această primă parte a meciului. Iată acum pe Checo Villalba, Villalba încearcă el să treacă, Villalba trage de la distanță, șutul său este prins cu jurință de Willy Caballero în brațe, o primă ocazie în deschiderea acestei reprize a doua. Checo Villalba a fost cu acest șut, am pariat pe el să nu uităm și sperăm să nu ne dezamăgească. O pasă pentru viteza lui Villalba, Villalba cade acolo, este faultat clar, lovitură liberă, dar mai convenabil ar fi fost, pe părerea mea, dacă ar fi scăpat în careu. Însă avem ceva și, și în urma acestei faze, Kanai Han își așează mingea să bată, dar probabil că va bate Nicușor Stanciu, este un executat de lovituri libere destul de bun după cum vedem noi aici. Stanciu, să vedem pe Stanciu, peste zi și nu îl învinge pe Caballero, apără incredibil portarul celor de la Manchester City, Willy Caballero. Să vedem o centrare respinsă pe spate, trimisă pe spate de către Samir Nasri. Caballero o salvează aici pe Manchester City, este țapul ispășitor, dacă putem spune așa. A fost cât pe ce să fim la conducerea acestui meci, dar asta nu s-a întâmplat, din păcate. Willy Caballero a fost la înălțime. Acum Boni este la poarta noastră, este nevoie să întoarcă mingea la clișii pentru David Silva, înapoi la Boni. Wilfried Boni oprit foarte bine de Paul Pap,
Se vede că merită să fie titularul acestei echipe în apărare, chiar dacă și Lukin este într-o formă foarte bună, dar nici pe Aihan nu poți să-l scoți pentru că este foarte tânăr și chiar într-o formă chiar fundașul cu formă cea mai mare și corner aici pentru Manchester City, minutul 62. Trebuie să fim atenți, au jucători periculoși la loviturile de cap. Intră acum Fernandinho în locul lui Fernando. Să vedem centrarea lui Milner, foarte periculoasă, prepeliță, reușim să respinge până la urmă și mingea este la Kipciu, 1-1 cu Mangala, nu reușește să treacă. Ce bine l-a oprit Mangala, Kipciu să se luptă și el, dar nu poate recupera balonul din posesia vulturilor albaștri. Este acum spaniolul David Silva pentru ivorianul Turea, ia balonul recuperat pentru un moment, greșeli foarte foarte mari și de o parte și de cealaltă, se joacă pe foarte multe contre, până la urmă obținem posesia balonului, avem repunere din colțul careului mic. Mangala pentru Wilfried, înapoi la Turea, joacă foarte în spate după cum vedem, dar are un șut periculos, trebuie să fim atenți la Turea, ia cum Silva cu un călcâi de mare finețe pentru Iaia, pasă în careu la Fernandinho, Adi Popa îl oprește și îl invită la joc și pe Arlauskis, acesta nu se complică și degazează balonul, câștigăm posesia obiectului muncii acum și Kipciu pentru Keko Villalva, este 1-1 cu, nu este Stanciu, 1-1 cu Company, Stanciu minge în careu, s-ar fi dus foarte bine la Villalva, la Piticu Borno, dar au interceptat acolo fundașii celor de la City și acum încearcă un contraatac. Boni, oprit foarte bine de Filip, Steliano Filip l-a oprit excelent pe Boni și o pasă foarte bună a lui Lucian Filip pentru Adi Popa, Adi Popa se duce, intră printre doi adversari, este în careu, Adi Popa pasează, trebuia să șuteze pentru că măcar obținea ceva, dar a preferat să paseze la Fiorbi pentru Villalba, acesta a fost oricum în spate. Și pierdem o ocazie uriașă pe final de meci. Cei de la Manchester City acum încearcă un contraatac. Este Fernandinho pentru Mangala. Foarte bine au curs pasele, din păcate pentru noi. Trebuie să ne apărăm cu mare, mare prudență. Respinge Paul Pap. Nu se complică acolo în careu. Minge înaltă. Încă o dată respinsă de Pap. Și Keko Villalba pentru Nicușor Stanciu. Stanciu se duce în zonă centrală. Stanciu rămâne în posesia balonului. Stanciu încearcă să-l oprească Nava și reușește. Superior pe viteză Navas în fața lui Stanciu. Îl scoate pe Adi Popa și îl introduce pe Gabi Iancu. Dar meciul se încheie, cele 90 de minute s-au încheiat și s-a terminat meciul. Oare ce vom face? Oare cine s-a calificat mai departe? După 3-3 a fost 2-2 în tur, 1-1 în retur. Noi am primit banii care trebuia să-i primim. Dar să vedem cu cine, dacă... și ne calificăm cu Arsenal, nu scăpăm de echipele din Premier League, dăm de Arsenal în sferturile Europa League, va fi o campanie foarte, foarte grea pentru noi, dar peste care sperăm să trecem cu bine. Oricum, să ne calificăm la UEFA Euro, nu mai avem nicio șansă, sigur facem meci cu Ungaria, îl vom simula și cu Cehia, nu mai avem șansă, din păcate am preluat România prea târziu. Două egaluri, nu am pierdut, dar nici nu am câștigat. Și acesta a fost episodul nostru de astăzi. Nu uitați să lăsați un like, cu părerile voastre și până data viitoare, rămâneți cu bine și sayonara!